Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Waka, waka, naka, naka, pânga, pânga. Domnul Ciolacu s-a dus naka, naka, pânga, pânga până la magazin să demonstreze că, totuși, așa cum a zis el, se poate cumpăra de 100 de lei consistent. L-am văzut. Da, a postat pe Facebook, evident, o mulțime de comentarii. Acum, eu nu-mi dau seama... clar că consilierii au zis, fă asta că o să se vorbească despre dumneata. Ceea ce e adevărat. Deci toată lumea vorbește despre... Da? Din punctul meu de vedere, cel puțin pentru un om politic, eu nu știu dacă și reclama negativă este bună că se vorbește despre el. Ce încearcă să demonstreze domnul Ciolacu? Că e clar că lumea este nemulțumită că 100 de lei de acum nu mai cumpără nici jumătate, de fapt, din ce a cumpărat acum un an, doi. Acum depinde de cine dă știrea. Știi? Că poți să dai știrea respectivă că primul ministru a făcut cumpărături de 100 de lei și iată că se poate, punct. Și poți da știrea că a făcut cumpărături de 100 de lei și hai să vedem ce a cumpărat de 100 de lei. Și atunci e altă știre. Nu sunt de acord cu tine. Pentru că nu este o știre în abstract. Adică aici e ceva ce fiecare dintre noi verifică, măcar la câteva zile odată, când ne ducem să cumpărăm lucruri de la magazin și descoperăm că banii pe care îi avem cumpără acum, mă rog, cu cel puțin o treime mai puțin decât cumpărau sau cât erau în urmă cu un an. Păi da, dar și primul ministru cumpără tot de 100 de lei, că atât a putut și el. Sincer, eu nu cred că domnul prim-ministru cumpără de 100 de lei decât demonstrativ. Ia să vedem. Dar și-a publicat videoclipul și bonul și-a cumpărat așa. Deci a cumpărat un litru de ulei de floarea soarelui, pe care a dat 8 lei și, mă rog, nu mai citești și banii. A cumpărat un pateu de pasăre, un pateu de porc conservă. Semn că e fan pateu. Da. Îți plac pateu? Da. Da. Un kil de zahăr mărgăritar, 5 lei jumate. Te consumă numai, deci nu e deloc sănătos. Ulei și zahărul ăla e ceva... Da. Așa. A cumpărat o bucată de salam săsesc, săsesc de 350 de grame, pe care a dat 14 lei. Mama, 350 a rupt bonul în două, practic. Salamul săsesc este bun, 350 de grame. Adică este o bucățică mică. Salamul este o marfă grea, mai ales că salamul săsesc nu este foarte uscat. Da. Are și umezeală în el. După care a cumpărat Ursus Retro. A luat retro, vezi? 0, e și el fan discoteca festival. 5 litri. Nu-mi dau seama dacă a cumpărat două bucăți, a cumpărat două beri Ursus Retro. După care a cumpărat 228 de grame de ceapă galbenă. A dat 45 de bani, a luat-o ieftină. Ce-a luat? I-a zis feliațio? Sau ce? A luat la felie sau ce? Da, deci, practic, am luat cât pot să iau? Hai, două cepe. Medii. Una mare, 228. A luat 800 de grame de mere și un kil de cartofi albi. A cartofi a făcut... A cum cumpărat 4 cartofi. A luat jumătate de kilogram. Nu, ăla e castraveții. Nu, este deasupra. Ah, deasupra. Okay. Deci 1,130 de kilograme de cartofi albi. Practic 4 cartofi mari. A cumpărat, după care a cumpărat castraveți. Jumătate de kil, o salată verde, o singură salată verde, a luat ouă, 10 bucăți, care costă 8,99 lei, iaurt, o bucată de telemea de 300 de grame. Unde mai găsești ouă la 8,99? Poate de la expirate? Nu, nu, sunt, dar da? Le-a găsit. Nu, s-a dus la supermarket, alea mai ok. Ieftioare. Telemea de oaie de la supermarket, 15 lei 300 de grame și mai multe pungi. Două pungi. Acum, numeroase... Și-a luat și pâine. Da, și-a luat și niște pâine. Și lumea comentează, adică sunt multe comentarii. Cineva îi spune, ați cumpărat foarte consistent, 100 de lei pe zi, 3000 de lei pe lună, în condițiile în care salariul minim net este de 1900 de lei. Și în condițiile în care ce-a luat dânsul acolo constituie prânzul unui muncitor. Da, aproape adică prânză. Adică două beri, un pateu și știi ce spun, o bucată de brânză și una de salam. Mă rog, ei are ulei pentru mai mult timp. Acolo cu uleiul și zahărul a pus ceva deoparte. Aia e să ducă la soție. Exact, e de, știi? Da. Când deși am muncitorul beri și alea și pune și pentru acasă să dar fie asta drăguț un ulei și un zahăr. Asta pentru o familie, adică dacă ești, să zicem, cap de familie, cumpere astea, nu ți ajung, nu poți să gătești nimic din asta. Este pentru micul dejun. Adică ceapă și castraveți, mulțumesc, mă scuza, și are niște mere. Dar singura proteină de aici sunt ouăle și
și salam. Salamul și brânză. Și două conserve de pateu. Și pateurile. De puțin, adică salamul ăla și brânză. Nu-i vegetan. Da, deși pateul ăla poate conține urme de carne. Da, n-am cumpărat carne, n-am cumpărat zarzavaturi grele ca să facă tocană, n-am cumpărat suc de roșii, lucruri de genul ăsta. Bine, am vrut să care că dor șalele și lua normal. Adică nici de o ciorbă nu poate să facă din ce am cumpărat aici, știi? Nu, dar nu se măcar o ciorbă. Nu se pricepe. Zice: felicitări, reușiți singur să vă faceți de râs, spune altcineva. Ce aveți acolo pe listă se numește supraviețuire pe două zile a unei persoane. Doar la capitolul băga ceva în stomac. Dacă vreți să faceți demonstrații, vă rog să mergeți să întrețineți o casă cu doi copii la școală și o soție pensionată medical, cu salariul mediu, nu zic minim, ca să nu ziceți că sunt hater, spune cineva. Doar cine nu știe ce înseamnă să hrănești o familie cu trei mese pe zi poate fi încântat de această persoană. Postare. De această postare, da. Altcineva zice: ai luat pentru o persoană, pentru o zi. Ia vezi cu metre. Câte zile are o lună? 500 de grame de cartofi? Acum un an dădeam aceea sumă pentru cumpărăturile pe o săptămână. Și asta este problema. Nu-mi dau seama ce urmărește domnul Ciolacu. Să se vorbească despre dânsul pur și simplu, indiferent de context, că demonstrația dânsului este exact contrară scopului pe care presupun că și-l dorește de fapt, și anume să arate că în România, cu 100 de lei, poți să faci cumpărături consistente, așa cum zice. Sigur, poți să faci cumpărături consistente dacă nu vrei să gătești, dacă nu vrei să te îmbraci, dacă nu vrei să plătești utilități, facturi, dacă nu vrei să plătești transport. Și atunci dacă le adaugi și pe astea, care sunt normale, nu? În viața oricui. Îți dai seama că, de fapt, 100 de lei nu mai înseamnă mare lucru. Și vorba multor dintre comentatori. Totuși, 100 de lei pe zi înseamnă 3.000 de lei pe lună. În continuare, în România, multe locuri. 3.000 de lei pe lună, bani în mână, înseamnă bani semnificativ pentru o persoană. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.